Jurnalele RTT. Știri la fix. Prioritatea la trecerile de pietoni este în vizorul polițiștilor. Pentru prevenirea accidentelor, polițiștii brașoveni au organizat miercuri dimineață o acțiune de verificare a modului în care se desfășoară traficul în zona mai multor treceri de pietoni din oraș intens folosite. Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 2700 lei. Dintre acestea, 6 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea de trecere pietonilor, fiind reținute 6 permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice și un permis de conducere reținut pentru conducerea unui autovehicul pe contrasens. Totodată, polițiștii au constatat 2 infracțiuni la regimul rutier săvârșite de același conducător auto. Bărbatul se afla la volanul unei mașini care nu era înmatriculată și folosea plăcuțele de înmatriculare ale altui autovehicul, iar acestea din urmă erau și ele expirate. Un certificat de înmatriculare i-a fost retras unui șofer al cărui autovehicul nu respecta normele legale privind starea tehnică. Noile limitatoare de viteză sunt deja amplasate pe mai multe străzi din Brașov. Marți a început a doua etapă de instalare a limitatoarelor de viteză, după ce în weekend au fost montate opritoare la 7 treceri de pietoni. Și de această dată este vorba de montarea unor 7 astfel de sisteme la alte treceri de pietoni. Amintim că acțiunea este realizată în urma solicitării Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, care a constatat că în ultima perioadă s-au înregistrat mai multe accidente rutiere, soldate cu victime omenești, produse pe fondul neacordării priorității de trecere a pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumurilor publice. În cea de-a doua etapă sunt instalate sisteme de limitare a vitezei la trecerile de pietoni de pe bulevardul Alexandru Vlahuță, înainte de sensul giratoriu de la intersecția cu strada Hărmanului, direcția de mers către gară. Pe bulevardul Gării, înainte de sensul giratoriu de la gară, pe direcția de mers Hărmanului spre Făget. Trecerile de pietoni de la Liceul Nicolae Titulescu de pe calea Făgărașului, intersecția cu strada Pictorion Andreescu de pe calea Făgărașului, în dreptul terminalului RATBV Stadionul Municipal. De asemenea, pe calea Făgărașului la Agrobârsa și pe Bulevardul Muncii la intersecția cu strada Someșului. Brașovenii sunt invitați să participe la plantările din Parcul Dendrologic Kronstadt. Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt a demarat deja lucrările la Parcul Dendrologic Kronstadt din cartierul Noua. Începând din această primăvară, se vor planta aproximativ 630 de puieți din 111 specii, care vor completa varietatea arborilor din noul parc dendrologic. În cadrul acestui proiect, Regia Kronstadt invită persoanele interesate să participe la plantarea primilor arbori din acest parc, alături de elevi și studenți. Întâlnirea din data de 27 februarie va fi și o oportunitate pentru participanți de a-și prezenta eventualele propuneri privind modul de realizare a parcului sau pe orice alte subiecte care au legătură cu specificul activității Regiei Kronstadt. Realizarea proiectului se face în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea și Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Parcul va avea o suprafață de 25,2 hectare, din care aproximativ 3,9 hectare sunt dedicate lucrărilor de cercetare cu caracter experimental demonstrativ, derulate împreună cu Facultatea de Silvicultură. Pe cele 25 de hectare vor fi plantați și aclimatizați aproximativ 1066 de arbori din 263 de specii autohtone și exotice. Parte din ele sunt produse de noi în pepinieră, parte din ele sunt aduse deja de la Parcul Dendrologic Simeria. Și începând cu primăvara aceasta, vom demara lucrările de plantare. În cazul speciilor exotice, s-a încercat identificarea unui număr cât mai reprezentativ pentru pădurile de pe toate continentele. De asemenea, vor fi amenajate 10 alei principale și 26 de alei secundare cu o lungime totală de 6.979 de metri și o lățime de 1,7 metri. În prima etapă, specialiștii silvici din cadrul regiei au identificat fiecare arbore valoros din punct de vedere științific sau care asigură o diversitate cât mai mare a speciilor din viitorul parc. 223 de arbori vor fi păstrați în parcul dendrologic, fiind individualizați și protejați cu bandă de semnalizare.
În momentul de față se extrag arborii considerați fără valoare dendrologică pentru a fi realizat asortimentul de specii dorite pentru realizarea parcului. Lemnul rezultat ca urmare a parcurgerii acestei etape va fi valorificat către populație. Valoarea totală a investiției se apropie de 3.400.000 de lei fără TVA, valoare suportată din bugetul regiei, care însă caută și surse alternative de finanțare. Cum știți, deja regia dorește creșterea gradului de conștientizare privind importanța pădurii și a valorilor acesteia și urmărește implicarea în activitatea de plantare a elevilor și studenților din municipiul Brașov. La întâlnirea de joi 27 februarie, ora 15 de la sediul regiei din Brașov, strada Panselelor, numărul 23, blocul 1, va avea loc o prezentare a proiectului Parcului Dendrologic Kronstadt și vor fi comunicate și aspecte privind campania de completare a regenerării naturale ce se va desfășura în fondul forestier administrat de regie, cu sprijinul studenților din cadrul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere, precum și privind plantările ce vor fi derulate pe raza municipiului Brașov, în colaborare cu Serviciul de Specialitate din cadrul primăriei. Vor fi invitați să participe alături de noi la plantarea puieților și așteptăm să le explicăm ceea ce înseamnă un parc dendrologic. Și pentru aceste activități, regia își dorește să coopteze elevi din cadrul unităților de învățământ de pe raza municipiului, dar și alți doritori. În cadrul campaniei vor fi plantați peste 77.600 de arbori în fondul forestier și peste 800 de arbori în intravilanul municipiului Brașov. Calendarul acțiunilor de plantare se va stabili ulterior în funcție de condițiile meteorologice. Un munte de gunoaie au depozitat marți după amiază locatarii dintr-un bloc din cartierul Noua, chiar în fața imobilului. Deșeurile fusese recolectate de unul dintre locatari într-o încăpere nelocuită de ceva vreme de când omul a murit, iar vecinii au hotărât să arunce gunoaiele în stradă, pur și simplu. Polițiștii locali de la Biroul de Ordine Publică Zona 3 și operatorul de salubritate s-au autosesizat și au reușit să igienizeze zona, care se transformase într-un focar de infecție aflat în apropierea comunității. De la fața locului s-au ridicat două camioane de gunoaie. Cu toate că autorii au fost amendați, miercuri au fost depozitate din nou tot felul de obiecte care nu le puteau fi de folos, de la covoare uzate până la uși metalice de sobă. Cei care au aruncat mizeriile pe domeniul public fără să apeleze la serviciile operatorului de salubritate pentru o igienizare în bune condiții, punând în pericol astfel sănătatea cetățenilor, au fost sancționați potrivit regulamentului cadru al Serviciului de Salubrizare și Dezăpezire a municipiului Brașov, în sumă totală de 1.600 de lei. Cel mai mare târg industrial din lume, care are loc anual la Hanovra, se va desfășura anul acesta între 20 și 24 aprilie. Firmele brașovene care doresc să lege noi relații economice cu parteneri din străinătate se pot bucura de câteva facilități prin Camera de Comerț și Industrie. În primul rând, cei care se înscriu până în 29 februarie nu vor mai plăti taxă de expozant sau vizitator. La Hanovra va avea loc a 16-a ediție a evenimentului de matchmaking, unde firmele vor fi obligate să se întâlnească cu cel puțin doi posibili parteneri. Este un târg extrem de cunoscut și adresat tuturor întreprinderilor, de la cele mici, mijlocii și mari, dar nu numai. Este un târg care are o extindere în toate sectoarele de activitate, pornind de la tehnologia informației și comunicațiilor, automatizări, robotică, parte de logistică, transport și multe alte domenii. La înscriere, firmele vor depune o garanție de 150 de euro pentru ca organizatorii să fie siguri că societățile comerciale vor fi prezente la târg și se vor întâlni cu minim doi posibili parteneri. Cei care vor îndeplini aceste condiții vor primi garanția înapoi. Firmele brașovene care au neclarități în ce privește legislația din domeniul sănătății și securității în muncă pot primi răspunsuri în data de 26 februarie. La sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov va avea loc un seminar pe această temă, în care specialiștii ai Camerei și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă vor răspunde întrebărilor adresate de reprezentanții societăților comerciale.
La Camera de Comerț și Industrie Brașov organizăm un seminar cu privire la sănătatea, securitatea în muncă, unde avem ca de fiecare dată partener Inspectoratul Teritorial de Muncă, care împreună cu specialiștii din cadrul inspectoratului va răspunde la o serie de întrebări care sunt puse de către agenții economici. Reprezentanții firmelor sunt așteptați la Camera de Comerț începând cu ora 10. Seminarul este destinat nu numai firmelor gen startup care se află la început de activitate și vor să învețe bazele sănătății și securității în muncă, ci și firmelor cu o experiență mai îndelungată, care au întâmpinat în derularea activității probleme de SSM care nu le erau foarte clare. Pârtiile din Postăvaru ar putea primi noi competiții. Facilitățile deschise din Poiana Brașov impresionează profesioniștii ai sporturilor de iarnă. Secretarul general al Asociației Federațiilor Internaționale Olimpice de Sport de Iarnă, Sarah Lewis, este la Brașov și s-a arătat extrem de plăcut impresionată de facilitățile deschise din Poiana. Sarah Lewis a promis sprijin Brașovului pentru organizarea de competiții din ce în ce mai importante. Primarul George Scripcaru s-a întâlnit marți cu Sarah Lewis, care este prezentă la Brașov cu ocazia FIS SES 2020 Race. La întâlnire au participat și președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, reprezentanții organizatorilor Ștefan Țânț și Dan Ghiță, precum și George Boroi, secretar general al COSR Puiu Gașpar, secretarul general al Federației Române de Schi și Biatlon și Cristian Butariu, de asemenea reprezentant COSR. Discuțiile s-au axat pe obținerea sprijinului pentru organizarea de competiții de nivel internațional la Brașov în sporturile de iarnă. Faptul că ne-a vizitat și că este în Brașov astăzi spune foarte mult, înseamnă că suntem pe un parcurs bun. Am discutat cu dumneai lucruri care țin de perspectiva unor competiții în domeniu, aici în Poiana Brașov și în jurul Brașovului. Faptul că ne-a cunoscut, că a participat, că a fost prezent cu ocazia acestor competiții care le-am organizat aici în Poiana Brașov, înseamnă că suntem, să zic așa, într-un parcurs pozitiv din acest punct de vedere. Am obținut sprijinul dumneaei în ce înseamnă această perspectivă și sunt convins că investițiile care le preconizăm noi în ce înseamnă infrastructura pentru sporturile de iarnă aici la Brașov și specificul Brașovului pentru sporturile de iarnă sunt justificate. Primarul a solicitat sprijin pentru o eventuală candidatură a României la Olimpiada de Tineret din 2028. Sarah Lewis apreciază că Brașovul are o serie de aturi clare sub aspectul organizatoric și oferă un nivel mai înalt chiar decât alte state europene cu tradiție pentru evenimentele pe care le organizează, inclusiv la nivelul capacităților de cazare, de care s-a arătat mai mult decât impresionată. Facilitățile și infrastructura de aici, din Poiana Brașov, sunt cu adevărat excelente pentru schi și sporturile de iarnă. Este un potențial extraordinar atât pentru turism și practicarea acestor sporturi la nivel recreațional, cât și pentru competiții. Ați stabilit o platformă de plecare în competiții internaționale la nivel de copii și juniori. Acum avem campionate mondiale de sărituri cu schiurile pe o arenă excelentă, care a găzduit de multe ori competiția pentru fete. Și credem de asemenea că bazele puse de Festivalul Olimpic al Tineretului European în 2013 vor constitui argumente foarte importante pentru o candidatură viitoare la organizarea Festivalului Olimpic de Tineret sau la competițiile de nivel internațional pentru seniori. Infrastructura este extraordinară deja. Există mult sprijin și din partea autorităților locale și naționale, dar și din partea mediului de afaceri local aveți cea mai bună combinație pentru o dezvoltare sănătoasă a schiului și sporturilor de iarnă. Vă asigur de tot sprijinul meu. Președintele Consiliului Județean a amintit competițiile internaționale organizate de Brașov și de Râșnov, care constituie garanția pentru organizarea unor noi competiții de anvergură. Lucrul acesta trebuie să ducă mai departe la premiza obținerii unor competiții mult mai importante, unor competiții dedicate seniorilor, atât la schi alpin, cât și la celelalte discipline, iar prezența doamnei Sarah Lewis aici este o garanție a faptului că România contează în cadrul Federației Internaționale de Schi și că vom avea sprijin la competițiile viitoare. Sarah Lewis este implicată în schi atât la nivel competițional cât și administrativ de peste 30 de ani.